Vă propun în cele ce urmează. Hai să trecem la lucruri mai simple, cum ar fi războiul din Ucraina. Cum ar fi, da, informația, analiza pe care o face București. CNN pentru da. Informația pe care americanii au avut-o încă din vara, toamna anului 2022, și anume că rușii vor să folosească o bombă nucleară tactică în Ucraina. Foarte interesantă această analiză, ne spune că americanii au luat foarte în serios amenințările, s-au pregătit temeinic și dincolo de faptul că din mai multe surse și cu mai multe coordonate au tras concluzia că Putin se pregătește să arunce această bombă, au avut informații referitoare la această intenție, în mod precis. Ce li s-a părut suspect este că, la un moment dat, în toamna anului 2022, Șoigu, ministrul apărării de la Moscova, a început să sune la Washington, în Franța, în Marea Britanie și să anunțe că au informații ei rușii, că ucrainenii s-ar pregăti să arunce o bombă murdară și să dea vina pe ruși. Asta li s-a părut suspect americanilor. De ce vorbim despre acest lucru abia astăzi? Pentru că abia acum aflăm, dar mai ales pentru că oficialii citați de această analiză CNN spun că nu este exclus să reapară această posibilitate. Domnule ministru, din fericire vorbim la timpul trecut, deci este o informație din 2022 toamna, când armata rusă era în retragere. Adică, cum să spun, erau semnele unei ofensive pe bune ucrainene. În acel moment rușii se retreseseră și în condițiile în care avantajul net al armatei ruse în raport cu armata ucraineană atunci era capabilitatea nucleară, era oarecum logic pentru americani să se teamă că o armă tactică, să spunem că o armă tactică e, mă rog, ca o bombă nucleară mai mică, o rază relativ redusă, dar sigur foarte periculoasă în sine, prin consecințe, dar ideea era că o Rusie pusă pe fugă, armata rusă pusă pe fugă din, se retrăsese dinspre Kiev, se retrăgea spre Est, nu era de negat ideea că ar putea folosi o armă tactică, dacă ăsta era avantajul lor față de ucraineni. Acum eu cred că lucrurile s-au schimbat puțin și șansele de a o folosi acum, adică mă gândesc ce Dumnezeu ar câștiga, pentru că aparent armata rusă este într-un fel de ofensivă în Est. Are și muniție mai multă, teoretic are și oameni mai mulți decât ucrainenii, mă rog, pe termen lung. Acum nu cred că s-ar mai gândi la folosirea unei arme tactice, decât dacă iarăși ucrainenii i-ar pune pe fugă. Atunci, da, te-ai teme. O armată rusă în dezavantaj se poate gândi la folosirea inclusiv a unor arme tactice, să sperăm că nu va fi cazul. Apropo de această situație, cum vede situația de pe front acum Volodymyr Zelensky? Într-un interviu în Franța la BFM TV, președintele ucrainean spune: situația este mai bună decât în ultimele 3 luni. Atât timp cât Ucraina rezistă, armata franceză poate să rămână în Franța. Asta apropo de propunerea pe care a făcut-o Emmanuel Macron, președintele francez. Domnule profesor Albu Comănescu, întrebarea care apare atunci când vezi informația asta, că americanii s-au pregătit temeinic, te poți întreba, deci, de ce s-au pregătit temeinic sau ce înseamnă o pregătire temeinică atâta vreme cât bomba urma să fie aruncată în Ucraina? Și singurul răspuns la care ne-am putut gândi este că americanii pregăteau răspunsul, nu? Pregăteau răspunsul pentru că de la începutul întregii campanii în Ucraina, Rusia a avertizat că cei care vor ajuta Ucraina sau care au de comentat împotriva acțiunii rusești vor putea trage ponoasele unei aventuri nucleare și evident că nu s-ar fi referit la un atac clasic de tipul Hiroshima-Nagasaki, ci la bombele tactice care, fie spus, fac mai mult parte din arsenalul rusesc decât fac parte din arsenalul american. Asemenea, bombă tactică, practic ar fi folosită pe front, cu capacitatea de a decima până la 10.000-15.000 de oameni dintr-o singură lovitură, fără să afecteze neapărat centre urbane, deși poate fi folosită în mod evident și acolo. Era una din marile tentații să nu uităm Ucraina pierzând războiul la începutul acestui conflict se întrevedea doar dacă Occidentul într-adevăr o abandona sub orice formă, n-a făcut-o, dar nu a intrat nici foarte departe în a furniza armament care să o ajute să învingă, fie dacă într-adevăr rușii recurgeau la arma nucleară.
Ei, ce s-a întâmplat între timp este, și asta știm datorită raportului care a ieșit la iveală, americanii au discutat chestiunea cu China și cu India. Două aliate majore ale, mă rog, perspectivelor globale rusești, care evident nu au fost de acord cu asemenea intervenție. În același timp, e un lucru interesant de văzut, pentru că după ce raportul a fost publicat, a început și o analiză amănunțită, ce înseamnă totuși doctrina nucleară la ruși. Dacă ar fi folosit-o atunci într-adevăr, sau dacă ar fi blufat să ne facă să credem că ar fi folosit-o, tocmai pentru a determina diminuarea ajutorului atât cât a fost furnizat occidental. Și se poartă o discuție în jurul momentul în care Rusia ar putea folosi o asemenea armă. Și e interesant de văzut că pentru Kremlin, atunci când, atenție, statul rus, nu Rusia, statul rus este amenințat, atunci se impune folosirea armei nucleare. Definiția practic înseamnă un stat rus care poate fi redus practic la un grupuscul de oameni politici, la o serie de instituții și nu neapărat la teritorialitatea rusă. Dacă această interpretare este corectă, încă nu știm, pentru că, evident, o asemenea armă nu a fost folosită. Nici n-ar fi bine neapărat să insistăm să testăm definiția, dar apetitul era mare, să ne amintim, și acum am văzut că revine cu vigoare, mai ales la Medvedev, de fiecare dată când Rusia se simte într-o poziție de putere, dar amenințată în acea poziție de putere. Adăugăm valurile stârnite de propunerea lui Emmanuel Macron, președintele Franței, ca țările occidentale să trimită, pe baza unor înțelegeri bilaterale cu Ucraina, trupe în Ucraina, valuri. Spre exemplu, ministrul de externe al Poloniei, Radoslav Sikorski se numește, spune: soldați din NATO se află deja în Ucraina. Vreau să le mulțumesc țărilor care își asumă acest risc. Reacționează Kremlinul în legătură cu prezența soldaților NATO în Ucraina. Există și detalii care vin din partea militarilor care ne explică ce caută soldații NATO în Ucraina și reacția, în sfârșit, o reacție a României, care vine în interviul pe care Lili Ruse l-a luat ministrului apărării Angel Tâlvăr. Ministrul apărării, o să vedeți imediat pe ecran ce răspuns a dat, spune că, printre altele, nu ne deranjează să reflectăm pe orice temă, dar de aici până la a forma o poziție a României. E drum lung, un drum pe care nu l-am parcurs încă. Pe fond, noi gândim asemănător. Suntem prinși cu toții în dorința de a ajuta pe ucraineni, iar aceste declarații pot fi un prilej de reflexie. Nu ne deranjează să ne gândim la asta. Florin Negruțiu, ce am constatat noi este că ministrul apărării din România nu spune nu. Excludem această variantă. Nu o exclude. Da, este, după părerea mea, o declarație corectă a ministrului apărării, care lasă deschis această posibilitate. Acum, după invazia Rusiei în Ucraina, Occidentul a început să se trezească și a început să facă planurile de răspuns. Planuri care existau, dar erau latente, sau unele chiar nu existau. Este bine că la orice armă sau la orice acțiune ar recurge Vladimir Putin, să existe un răspuns adecvat. Pentru că nu ceea ce facem îl provoacă pe Putin, ci ceea ce nu facem. Putin va ataca acolo unde este burta moale a Occidentului, acolo unde simte că e loc de atac, unde Occidentul este vulnerabil. Atunci când Occidentul se înarmează, Putin se retrage, pentru că Putin știe doar de argumentul forței. Atât. El este un bully de Sankt Petersburg, crescut în printre găștile din Sankt Petersburg. Biografia lui este plină, el știe foarte clar că dacă aștepți să ți se dea un pumn, ți se va da un pumn. Atunci când vrei să preîntâmpini un pumn, trebuie să dai tu primul. Este, face parte din filozofia lui de viață. Așa și cu Occidentul. Occidentul trebuie să aibă un răspuns adecvat pentru orice fel de scenariu, inclusiv pentru scenariul nuclear, la care ar putea recurge vreodată Vladimir Putin, tocmai ca un semn de descurajare, pentru a-l descuraja pe Putin să recurgă la aceste lucruri.
Vladimir Ionaș, ne întoarcem după o scurtă pauză, vrem și comentariul dumneavoastră. În plus, vom vedea ce spune Robert De Niro despre Trump. Și vom vedea și ce a rezultat din întâlnirea pe care au avut-o Trump și Victor Orban, acasă la Trump. Că în locul lui Donald Trump mai nou vorbește Victor Orban, toate detaliile imediat, rămâneți cu noi. Premierul Ungariei a fost acasă la Donald Trump, la Mar-a-Lago, în Florida. Și după această întâlnire, premierul Ungariei a dat un interviu și a spus că Donald Trump i-a promis că nu va mai da niciun cent ajutor militar pentru Ucraina dacă devine președinte al Statelor Unite. Robert De Niro vorbește și el despre Donald Trump. Iată cum, după care revenim în studio și comentăm. The guy is a total monster. And anybody, I don't understand it. I guess they get behind that kind of logic. They want to fuck with people, screw them, because they're unhappy about something. He's such a mean, nasty, hateful person. I never play him as an actor, because I can't see any good in him. Nothing. Nothing at all. Nothing redeemable in him. And whoever the people are who want to vote for him, and there look like intelligent people around there, somebody, for some reason, it can't be. It cannot be. If he wins the election, you won't be on the show anymore. He'll come looking for me. There'll be things that happen that none of us can imagine. That's what happens in that kind of a dictatorship, which is what he says. Let's believe him. Take him at his word. I did from the beginning. Yeah. I mean, I said from the very beginning, this guy is never going to concede power. And he still hasn't. No. He still hasn't. He just admitted he lost the last election. And he advertises that he will go on. He says he's been cheated out of one term. So maybe we should get rid of the only a president only gets two terms thing. So he's a sociopathic, psychopathic, malignant narcissist. Domnule profesor Albu Comănescu, vă rog. Da, e a doua șarjă primită de Donald Trump. Jimmy Kimmel, prezentatorul de la Oscar, îl trimitea în celulă, practic într-o replică pe care o dădea unui relativ tweet sau ce-o fi pe rețeaua socială pe care Donald Trump o patronează, Truth, Social Truth. Dar nu mă miră, pentru că este un personaj care a crescut în ultimii ani în mai multă ură și în mai multă ură, ceea ce înțeleg și ce definesc, este sentimentul de frustrare și de revanșă pe care îl întreține. Faptul că avem un prim-ministru dintr-o țară vecină care se duce să-l viziteze și ne gândim că același individ este cel care îl curtează cel mai mult pe Vladimir Putin, stăm să ne întrebăm care este gradul de gândire politică pe care cei din Europa favorabili lui Putin și lui Donald Trump îl au. Ce tipuri de vecinătăți înțeleg să întrețină, ce tip de relații înțeleg să aibă cu partenerii din Uniunea Europeană în măsura în care folosesc resurse politice direcționate împotriva intereselor acestor națiuni. În mod obiectiv, Donald Trump, în primul mandat, nu ne-am putea plânge de el în relația cu România, strict în relația cu România. Dar nu este vorba doar de relația cu România. Este vorba de relația cu Uniunea Europeană pe care acest individ a cultivat-o atunci și pe care acum ar duce-o la extrem. Că nu l-ar interpreta Robert De Niro pe Donald Trump, din fericire, nici nu e compatibil, nu se poate acest lucru și mă bucură foarte mult, cel puțin pentru reputația lui De Niro. Nici măcar nu se pune problema. Domnule profesor Ciorean. Bine, nu știu cum să spun. Pe de o parte, sigur, Robert De Niro e un mare actor, adică cred că toți cei care ne privesc își dau seama de acest lucru. Plus că e tradiția la ei ca actorii să facă parte uneori chiar și din grupul de susținători. Cum te aștepți ca Arnold Schwarzenegger să-i fi susținut pe republicani? La fel, nu știu, unii actori susțin democrații, nu e nimic rău aici. Spre deosebire de România, unde un actor, dacă se implică în politică, dezamăgește unii dintre spectatori în mod evident. Noi nu avem aceeași cultură politică privind implicarea actorilor, asta e limpede. Pe de altă parte,
deși cred că, din păcate, ce spune Robert De Niro e adevărat, în relația asta dintre Trump și Viktor Orban, cred că dacă avea totuși ceva de spus, Trump o spunea, nu s-a așteptat să-i spună un mare secret lui Viktor Orban, Viktor Orban să se întoarcă la Budapesta, să meargă într-o televiziune și să devoaleze marele secret. Evident că așa gândește Donald Trump. Eu sunt convins că Donald Trump habar n-are de istorie europeană, dar măcar mă gândesc că ar avea și el niște consilieri care să-l oprească să facă prostii teribile. Cum în primul mandat n-a făcut prostii teribile, cred eu mai curând datorită consilierilor pe care i-a avut. Pe mine m-a dezamăgit puțin gestul lui Viktor Orban de a se duce la o televiziune. Știi ce mi-a spus mie Donald Trump? Că dacă ajunge președinte, nu mai dă niciun cent. Ok, e limpede că el are ce are cu, nu numai cu Ucraina, are ceva cu ordinea europeană, Viktor Orban. Viktor Orban a pariat pe Vladimir Putin din perspectiva revanșismului lui Vladimir Putin. Adică ideea asta că granițele se pot schimba este singura speranță care menține în viață un guvern de dreapta precum cel al domnului Viktor Orban. Ideea granițele se pot schimba. Ce să spun, mare subtilitate să îți mai dorești tu că aceste granițe se pot schimba și să-l vezi pe Vladimir Putin că o face. Foarte subtil, domnul Orban. Nu ne-am prins niciunul în debate. Deci, cum să spun, fără a avea o simpatie față de domnul Trump, de altfel nici nu cred că va ajunge președinte, aici va fi suferința unora precum domnul Orban, eu nu cred că ajunge președinte Donald Trump, dar în fine, n-am un glob de cristal, poate sunt Vladimir eu. Ionaș vă va spune că sondajele acum arată... Acum. Auzi, ultimă frază, domnule, Robert De Niro va rămâne în istoria... Sigur. Și va fi actor și după ce și orice s-a întâmplat în noiembrie. Donald Trump nu știu cum va rămâne. Vă rog, Vladimir Ionaș. Robert Niro a avut aceleași, mi-aduc aminte, de 2016. A fost unul din cei mai aprii susținători ai doamnei Clinton. Atunci a spus că dacă îl prinde pe Donald Trump îi dă un pumn, dacă vă aduceți aminte. Tot Hollywood-ul de altfel a susținut-o atunci și iată că nu a avut un impact foarte mare. Da. Pentru că am văzut, vedeam cu toții cum aplaudau oamenii, era interesat oamenii care stau acolo în public și aplaudă la emisiuni, oare cu cine votează. Într-adevăr, îl admiră pe Robert De Niro, un actor uriaș, dar vom vedea cum vor arăta rezultatele la vot. Asta cu sondajele, da, până în 2016 niciun sondaj nu dădea câștigător și a câștigat, acum majoritatea îl dau, deci poate va fi tocmai invers. Da, va fi din nou o reeditare a meciului de acum 5 ani. Sunt niște schimbări interesante, cel puțin pe minorități hispanicii, care acum 5 ani l-au votat pe Joe Biden, majoritatea, acum susțin mai degrabă pe Donald Trump. Poate le place gardul ăla la granița cu Mexic. Să știți că în Statele Unite cine susține cel mai mult blocarea migrației acestea ilegale sunt minoritari. Uh-huh. De ce? Nu știu, știți că glumele preferate sunt legate de cubanezi, că după ce au căpășit pe teritoriul Statelor Unite, zic să nu mai vină niciun cubanez. Că... Deci asta era un banc cu niște unguri din Oltenia, dar îl spuneam. Acum nu sunt măsură. Nu există, nu? Da. Vizita lui Viktor Orban. Viktor Orban e clar că a pariat, fiind pe lista neagră a administrației democrate, administrației Biden, a pariat toate cărțile pe Donald Trump. El probabil, dacă Donald Trump nu va câștiga alegerile, va avea foarte mult de suferit. Aparia totul, e cât se poate de clar jocul său. Se va replia? Poate fi. E greu de crezut că îl vor mai accepta. Florin Negruțiu. M-am gândit că trebuie să-l urască tare mult Robert De Niro pe Donald Trump. Am văzut cu prilejul ăsta și insulta supremă. Uite, nu l-a juca. Nu l-a juca. Cred că e cea mai tare chestie pe care am auzit eu despre un personaj. Pentru că n-are nimic personaj. Bun în el. Da. Pentru că un actor întotdeauna știe că un om nu poate fi doar rău. Bun. Exact. Și mai este un lucru. Fiecare actor se bate, visează să joace personajul negativ. Pentru că personajul negativ este cel mai provocator, spune cele mai mari probleme. Tocmai pentru că niciun om nu este negativ, nu este pe de-a întregul. Și atunci trebuie să scoți fărâma aia de lumină, de umanitate. E bine, Robert De Niro nu găsește nici măcar fărâma aia în Donald Trump. Aici nu cred că este o alegere între democrați și republicani. Așa cum am mai
văzut. Cred că este, așa cum spune Robert De Niro, o alegere între libertate și prezervarea libertății americane și dictatură. Donald Trump este singurul președinte care n-a recunoscut rezultatul unor alegeri și care a forțat intrarea suporterilor în Capitoliu. Asta este un lucru extrem, extrem de grav, practic. A zguduit pilonii democrației și libertății americane. Din păcate, cred că dacă John McCain ar mai fi trăit, nu l-ar fi ales pe Donald Trump. A, clar, clar. L-ar fi ales pe Biden, icoana Partidului Republican. Nici Ronald Reagan nu l-ar fi ales pe Donald Trump astăzi, pentru că Donald Trump n-are nimic din Partidul Republican. Partidul Republican, îmi cer scuze, nu prea mai are nimic din Partidul Republican. Toată lumea însă reface planurile. Toată lumea se gândește la ce se va întâmpla dacă Donald Trump devine președinte, pentru că Putin nu va sta, nu va fi doar spectator și Uniunea Europeană, Europa, partea europeană a NATO, toți suntem complet nepregătiți, pentru că, așa cum spun acum liderii europeni, ne-am culcat pe ureche că ne apără americanii. Și uite, acum există varianta în care... Să fiu foarte deschis, eu sunt mai speriat de ce s-ar putea întâmpla la viitoarele alegeri în Franța decât la ce se întâmplă cu Trump. De ce? De-aia, pentru că, uite, există în Europa, adică faptul că un președinte precum Trump ar putea spune, bă, băieți, ia mai apărați-vă și singur, asta mai mult încurajează Uniunea Europeană să se gândească la dimensiunea securitară. Dar dacă în Franța îți vine la conducerea țării un președinte care să nu creadă în NATO sau să nu creadă în Uniunea Europeană, atunci chiar o e o problemă. Pentru că un președinte din ăsta eurosceptic în Franța se poate alia cu tot felul de guverne, cum ar fi domnul Orban, sau, și atunci ai avea diviziunea în interiorul Uniunii Europene. Așa că zice Trump despre membrii NATO, despre, cum să spun, în momentul de față, cam toate țările vecine din NATO, vecine în Est, toate au peste 2%. Dau pentru... Deci ce spunea Donald Trump, că nu ajută pe ăștia care nu dau 2%, descurcă-te cu Italia și cu Germania. Dar care sunt șansele să ajungă războiul la Italia, războiul sau, la Italia sau la Spania Germania? Și cu Belgia. Sau cu Belgia sau cu Spania. 1,5. Dar ce faci cu polonezii sau cu românii sau cu ăștia care dau? Deci mie mi se pare o fanfaronadă tipică pentru Donald Trump. Omul ăsta trăiește din așa ceva. Și una peste alta, cred că totuși n-ar putea nici măcar el să aducă dictatura în America. Ultimul comentariu al profesorului Albu Comănescu. Există o informație în exclusivitate CNN. Rusia produce de 3 ori mai multe proiectile de artilerie decât Statele Unite și Uniunea Europeană la un loc pentru Ucraina. Vă rog. Da, a fost informația care n-a plăcut nimănui din zona analizei militare în spațiul euroatlantic, pentru că atestă cât de puțină voință politică este în realitate capacitățile, și tocmai unele din comentarii o relevau, capacitățile de producție atât în Statele Unite cât și în Europa sunt apte să ridice producția la acest nivel. Dar deocamdată voința politică nu este acolo, în speță datorită reținerii unor state ca și Germania, sau unora care nu au deocamdată interesul să se implice într-un format complet în război. Ceea ce evident a fost găsit ca soluție de avară a fost identificarea celor 700.000-800.000 de focoase care pot fi puse la dispoziție. Din nou, informațiile de pe surse pare să că ele ar veni din Pakistan, o parte din Turcia, o parte din Corea de Sud, o parte și din Africa de Sud. Deci achiziții internaționale pe care pare să că sunt preferate producției pe care ar necesita totul o mobilizare de tip război a societății și a economiei într-o serie de state. Vă mulțumesc tuturor. Andreea Popa vă așteaptă imediat cu ultimele informații. Seară bună!